State. Alex, bine v-am găsit! Bine ați venit la noi! Și ne povestiți și nouă puțin. Toată lumea știe de Anastat, de cofetăriile Anastat. Da, haideți să vedem cine e în spatele cofetărilor. Cine e în spatele prăjiturilor și cine o să fie mai încolo în spatele prăjiturilor. Da. Da, cum ați început? Întâi de toate? Întâi de toate, în spatele cofetărilor este familia Stat. Acesta cred că ar fi cel mai bun răspuns. Business-ul a început în 1993, dar din 2 ani am făcut un negoț cu fructe, cu cum făcea toată lumea, trebuia să facă ceva după Revoluție, să-și facă un business personal, o afacere mică, personală. Și din 1995 am avut ideea de a face o mică brutărioară de cartier. Afacerea a început în 1995 cu pâine și am dus-o până în 2014, această afacere cu pâine. A fost ok, dar din momentul când au început unele firme să intre pe zona aceasta de industrializare, nu mi-a mai plăcut. N-a mai fost pasiunea aceea pentru mine. N-am vrut să intru în această zonă de industrializare. Și atunci, meseria mea fiind de maestru cofetar-bucătar, mi-am luat paleta din cui. Așa. Și am început... Pornit la treabă. Da. Și am început să mă dedic vechii mele pasiuni, dulcele. Dulcele care mi-a plăcut în general. Și să-l fac și să-l mănânc. Ați pornit de la o brutărie. Unde era? Brutăria a fost în... Fabrica de pâine a fost în orașul Ploiești, într-un cartier mărginaș al orașului, Bereasca, unde și stăm, și acum stăm, locuim acolo, din 1991. Locuind acolo, ne-am dezvoltat și business-ul tot acolo, în cartier. Chiar a fost ok, profitabil, am fost foarte mulțumiți de ce am făcut și ce am realizat de pe urma acestei afaceri, acestui business. Și în prezent, de la brutărie, la câte cofetării aveți? Câte locații are Anastate în prezent? Anastate are 3 locații în Ploiești, 3 locații proprii, și ne bucurăm să avem și niște parteneri în București, ce au 4 locații. În fiecare zi aprovizionează cu marfă proaspătă, vin în fiecare zi la fabrică, iau marfa proaspăt făcută și o duc la locațiile lor din București. Și planuri pe viitor? De extindere? De extindere nu. Adică în restul țării, nu numai Ploiești și București. Nu. Necesită foarte mare atenție fiecare produs în parte, iar din moment ce treci, dacă vrei să treci pe această zonă de industrializare, există, trebuie să-ți faci un alt flux de producție care necesită o investiție foarte mare. Să lucrezi, este altă tehnică de lucru, pe shock freezer, pe abatitoare, pe tunel de congelare și n-ai vrea să trec în această zonă de industrializare. Ca să nu se pierdă sufletul. Da, să nu... Am înțeles. Ai trecut... Ai dat mașinii să-ți facă produsul, nu mai este același. Nu mai are același gust. Da, clar. Da, mi-ați dezvăluit înainte de interviu că aveți un proiect. Da, vrem să deschidem o academie, o academie de dulce. În Ploiești? Nu în Ploiești. Avem o firmă, de fapt are un teren în... orașul Băicoi,
Acolo vrem să deschidem academia, academia aceasta la care ne-am gândit, o academie de dulce, unde să pregătim, să școlim, să educăm viitorii cofetari, patiseri și brutari ai orașului nostru. Este un proiect pilot. Da. Ce finanțare? La cât credeți, deci mai e, până peste 2 ani, la cât ați bugetat investiția? Proiectul este destul de costisitor, o să-l dezvoltăm în două etape. Prima etapă va fi partea de o mică parte de un laborator mic de producție, dar unde o să avem și o zonă de desfacere, de vânzare, pentru că academia trebuie să ți-o întreții cumva, da, să-ți vină de undeva banii. Și va fi structurată pe trei nivele, clădirea respectivă. Jos parte de desfacere, parte de producție. La etaj vom avea, etajul 1 vom avea două săli de cursuri, unde vom face și teorie și practică. Iar la etajul 2 vor fi câteva garsoniere și un apartament, patru garsoniere respectiv și un apartament, destinate celor care vor veni și se vor școli la noi în curte, să zic. Foarte frumos! Succes mult! Mulțumesc. Și mai vorbim atunci când dați drumul. Dar acum, Alex, tu o să preiei afacerea. Da, asta îmi doresc. Asta îmi doresc pentru că am regăsit și eu pasiune în domeniul acesta. Crescând de zi cu zi alături de părinții mei, văzându-i în fiecare zi cât de devotați sunt business-ului și cât de mult se implică, mi-a fost greu să nu mă implic și eu alături de ei și să câștig această pasiune pentru domeniul dulce. Foarte frumos! Bun, de ce în afară de cofetării, în afară de dulce, ce vă mai place să faceți? Nu vă așteptați la asta! Eu sunt un pasionat al sportului. Bun. Am făcut aproape 10 ani sport de performanță, am practicat basket. Iar acum încerc să mă mențin în formă și să cumva să acopăr faptul că mai mănânc și dulce, este eu posibil să nu mâncăm și să mă mențin cât pot de mult în formă. Și nu pot să vă mint și el mă soțește la antrenamente și tatăl meu mă soțește la antrenamente. Uneori mergem chiar și împreună și ne place să ne antrenăm cot la cot. Deci dulciuri și sport. Dulciuri și sport. Se îmbină de minune. Da. Ce faceți dincolo de cofetărie, dincolo de sport? Viața de familie. Viața de familie se învârte tot în jurul business-ului. Am înțeles că ați fost la cursuri în străinătate. Da, cred că în câțiva ani de zile am învățat cât altul în 30. Alex trebuie să meargă și el de anul acesta, dar are și facultate, este anul 2 la facultate la AS. Își dorește tare mult și o să meargă la o școală în Franța, Le Gordon. Încă nu ne-am decis la ce școală, dar aș dori să urmez niște cursuri intensive în domeniul acesta pentru perfecționare. Și dar întâi încerc să termin și facultatea. Da. Și să vedem cum sau dacă pot să le îmbin, dar este cam greu. E puțin complicat. Da. Deși acum cu online nu lucrurile sunt ceva mai simple. Da, să spunem. Și Franța neapărat. Franța, unde sunt cele mai renumite școli ale pasticeriei. Da. Sunt două școli de renume mondial. Este vorba despre Le Cordon Bleu și Ecole Le Notre. Le Notre. Două școli mari care pregătesc în acest, oamenii pentru aceste domenii.
ale pasticeriei, ale cofetăriei, brutăriei și patiseriei. Cum faceți când vă luați concediu? Când plecați în concediu? Acum avem un mare noroc. Copiii s-au mărit. Și îi lăsați cu schimbul? Și facem cu schimbul? Pe rând, da. Pe rând. Plecăm pe rând în concediu. Până de curând nu prea am avut concediu, nu prea am avut timp de concedii. Viața a fost dedicată business-ului. Dacă nu te implici 100%, nu excelezi în această meseria. Deci asta ar fi rețeta succesului. Implicare 100%. 100%. Și pentru cineva care ar vrea să se apuce acum, ce sfaturi i-ați? Dacă vrei să excelezi în acest domeniu, în primul rând trebuie să stăpânești meseria de cofetar sau de patiser sau de brutar. Nu poți să intri într-un business decât având bani și de atât. Trebuie să știi meseria în sine ca să poți să faci produse de calitate, să stăpânești oamenii care ai pe lângă tine, în jurul tău, să poți să-ți formezi o echipă. Altfel nu ai cum. Nu știi meserie, nu ai cum să ai echipă. Toată lumea trebuie să asculte de cineva. Pornești un business, trebuie să fie un cap, cineva să conducă. Nu știi să faci acea meserie, nu, sfatul meu este să nu intri în această meserie. Să nu intri în acest business decât dacă îl cunoști foarte bine, dacă îl stăpânești foarte bine. Și tu ești de aceeași părere? Da, 100%. Experimentez zilnic acest lucru. Adică vorbele lui le pun în aplicare zilnic. Este greu să stăpânești echipa ta dacă nu știi fiecare lucru care se întâmplă. De exemplu, acum avem un proiect în un cozonac cu maia naturală, la care Alex lucrează până să-și perfecționeze rețeta. A lucrat în jur de 3 luni de zile, aproape zilnic, la acest proces tehnologic. Proces tehnologic... Ce presupune? Este un proces tehnologic mai complicat din cauza că în rețetă folosim maia naturală, maia mamă, este sălbatică. Hai să explicăm puțin maia naturală, maia sălbatică. Da, nu este nici drojdie de bere, nici maiaua brutarului, este maia naturală. Este folosită de mari patiseri italieni în produsul panetone, cu el se face panetone. Putem să oprim un pic, să vă aducem copilul, ca așa îl numim noi, un copil, acea maia de drojdie pe care trebuie să o hrănești în fiecare zi, să o ții proaspătă, chiar dacă nu lucrezi din acel produs, ea se ține ca și un copil, înfășiată, primenită, hidratată, la o anumită temperatură, nu? Da. Bun, am imediat înțeles. O aducem și o aducem să o vedem. Da. Vedem. Sunt chestii deosebite. Da, și se face, dacă nu ai pasiunea asta de a lucra cu produsul, de a-i da viață, de a-i da gust, de a-i da culoare. Și vrei să faci doar bani? Nu ai cum să excelezi din domeniu. Trebuie să simți. Ce ne pregătiți de sărbători bun? Acest cozonac cu maia naturală, care să fie de ori să fie două sortimente, cu alune de pădure și cu fistic. Cremele, respectiv crema de alune, crema de fistic, pastele de alune, pasta de fistic, sunt făcute de noi. Cred că 90% din produse le facem noi. Mă refer la glazuri, la creme, la ganaj, la lapte condensat, la pastele de alune de pădure, pastă de fistic. Sunt făcute de noi. Pur și simplu luăm fructul, mă refer la oleaginoase, da.
îl coacem. A venit copilul. Da. Copilul momentan e în curs de creștere. Acesta e doar maiaua, nu este aluat de cozonar. E drojdie. În loc să folosim drojdie de bere sau... Pregătiți această maia, am înțeles. Da. Acesta am... am plinit un an de când o am. Este, adică este aceeași cocă de acum un an. Nu... Nu este o altă cocă. Păi și... Luați din ea? Da, în fiecare zi trebuie hrănită. În fiecare zi trebuie hrănită ca să-și păstreze... Și atunci când aveți nevoie, luați din ea... Și o reîmprospătăm, îi dăm putere. Și o reîmprospătați, deci folosiți bucățică. O hrănim cu făină și cu apă și o lăsăm să dospească timp de 3-4 ore. Și după care o rehrănim până ajungem la cantitatea de care avem nevoie. Foarte interesant. Ales, deci, poate să-și... are un an de zile copilul. Da, exact. Copilul a împlinit un an. Da. Mulți sau, înainte. De fapt o să împlinească luna aceasta. Și, deci, de sărbători. Avem cozonaci cu... Făcuți Maia. De Alex, munciți de Alex. De sărbători avem... Făcuți de el. De sărbători avem cozonaci cu Maia. Un cozonac special pentru mine, deoarece m-am implicat foarte mult în procesul lui de fabricare. Și se va numi cozonac Alex, că știu că există prăjitură Ana, prăjitură Gabriel. Nu, este cozonac cu Maia și avem două variante, cu fistic și cu alune de pădure. Am înțeles. Da, o să se numească simplu cozonac cu Maia. V-am spus, e foarte special, deoarece și procesul tehnologic este destul de îndelungat, aproximativ 72 de ore de lucru. Începem cu pregătire pentru Maia. Pregătirea, în afară de întreținerea zilnică pentru Maia, cu o săptămână înainte ea trebuie împrospătată zi de zi, chiar de 3 ori pe zi, pentru a prinde forța necesară ca să ajute la dospirea cozonacului. Prima zi ne trezim la ora 5:30 și la ora 6 este prima hrănire. Și din, exact ca un copil mic care exact trebuie ca hrănit la ore... La ore fixe și la intervale de timp. În aceea zi facem și primul aluat. A doua zi ne ocupăm de întinderea aluatului și de dospire și coacere. Și abia a treia zi pot fi ei degustați în... degustați la nivelul lor maxim de gust. Deci avem este ceva special. Cozonaci speciali de sărbători. Cozonaci artizanali. Cozonaci artizanali. Deci de Alex cu mare drag. Ai... Chiar îi place și... Se vede, deci se vede. Îi place să se implice foarte mult în acest proces de producție. Îi place să simtă coca, să urmărească procesul de producție, să amestece ingredientele, să dezvolte un... Pe zi ce trece, să dezvolte mai mult produsul ca și gust. Un mare avantaj în ale meseriei, în această meserie, îți trebuie papilele gustative să fie foarte bine dezvoltate, foarte bine dezvoltate. Ca și un somelier. Dacă nu gusti din produs, nu ai simțul dulcelui, care să nu fie nici dulce, nici mai puțin dulce, nici sărat, nici mai puțin sărat, să ai acel echilibru, nu poți dezvolta un produs ca să-l aduci la o valoare optimă, echilibrată, aici mă refer la dulce. Dacă este prea dulce, trebuie să bei apă multă. Dacă acel cozonac despre care vorbeam nu ți ajută papilele gustative, nu ți produce salivație, nu este un produs bun. Un produs bun trebuie să-ți producă salivație. Să mănânci și să simți că aș mai lua o bucată. Nu mă nec, nu mi-e... Trebuie să beau un pahar de apă. Și nu, după aia mă basket. Da. Mi-mi place să-i spun că este cozonacul care nu necesită lapte. Ați văzut, unii cozonaci nu-i poți mânca dacă nu ai un pahar de lapte lângă.
Înțeles, da. Îmi place să-i spun că este cozacul care nu are nevoie nici de lapte, nici de apă să-l mănânci. Și tot te mai îndeamnă la o felie. Abia așteptăm să-l încercăm de sărbători. Cu drag. Ce să vă spun, vă mulțumesc frumos. Și noi mulțumim. Vă mulțumim pentru vizită. Succes mult în continuare și ținem legătura când dați drumul la Academie să ne povestiți că e chiar fantastic proiectul. Cu siguranță o să vă anunțăm și ne dorim cât mai repede să începem acest proiect. Este un proiect mai vechi, dar meu, dorința mea de a învăța și pe cei din jurul meu această taină a dulcelui, această meserie frumoasă, e frumoasă. Această meserie care naște pasiunea.